Da, da, și îl muncesc. Păi, altfel, de ce aș fi aici, la câmp, la ora asta? Dumneavoastră personal? Da. Nu v-ați gândit niciodată că ar fi mai rentabil să-l dați în arendă? Ce se întâmplă? Noi am avut mai mult pământ și am dat o parte în arendă, cât n-am crezut că nu putem munci și cât am putut munci, am oprit să-l muncim noi câteva. Să înțeleg că aveți și în arendă, aveți și în poziție în particular, da, care îl munciți dumneavoastră. Care din ele este mai rentabil? Și cel în arendă, că luăm doar produsele cu cât am negociat la început cu 30 sau 40% ia proprietarul și cel 60 sau 70%, și cam 60-70% e cel la care l-am dat în arendă. Și cel care îl aveți în proprietate? Îl muncim particular. Noi la rând plătim, ce-i drept că am mai primit pe pământul care îl mai avem particular subvenția de la stat. Așa, în toată această perioadă cât l-ați deținut, v-ați gândit vreodată să-l vindeți, să scoateți un ban pe el? Adică... Nu, că am socotit că pământul nu este rentabil să-l vinzi, că iei 20-30 de milioane, acum hectarul este foarte prost plătite 30 de milioane și pe când, într-un an, eu poate scot mai mult pe el și îl scot an la rând și așa, dacă l-am vândut, ce fac? Înțeles. Deci dumneavoastră sunteți de părere că e mai bine să-l păstrați, în eventual să aveți și în arendă pentru a obține anumite produse? Da, că nu avem posibilitate să ținem 10 hectare, de exemplu, două persoane, eu și soțul. Copiii sunt la servici și noi ce-am face două persoane? Ce-i drept că l-am arat particular, l-am plătit, l-am prășit cu tractorul și acum doar să-l prășim cu mâna. Așa, la cel care îl munciți dumneavoastră, față de ceea ce investiți în toamnă, sunteți mulțumite? Adică dacă tot ce investim, scoatem și pe deasupra. Vă mulțumește toamna la recoltă? Să știți că țăranul e învățat cu mult cu puțin să scoatem. Dar să zicem așa, dacă ai muncit bine și dă Dumnezeu un an bun și ploaie, scoate. Dar nici cel care este în arendă, dacă este un an secetos sau cu ploi multe, iarăși nu ne dă nimic, că nici dumnealor nu scot nimic. Am înțeles. Văd că aveți pământ agricol și îl munciți dumneavoastră personal. Personal, eu. V-ați gândit vreodată să-l dați în arendă? Ar fi mai rentabil așa? Păi, ca să vă spun cinstit, am pământ dat în arendă. Aici, în comună, la noi, este un băiat care are bun pământ. Și așa, estimativ, care e mai rentabil? Acesta care îl munciți dumneavoastră sau cel pe care l-aveți dat în arendă? Care vă aduce mai multe folos? Ăla care l-am dat în arendă la eu, pentru că eu n-am posibilitate cu ce să-l muncesc. Tractor, motorină, scumpe. Am înțeles. Dumneavoastră aici v-ați oprit așa o parcelă mică? O parcelă mică pentru casa acolo. V-ați gândit vreodată să-l vindeți? Să scoateți o sumă de bani de care să vă folosiți în alte părți, alte domenii? Nu. Pământul? Nu v-ar aduce un venit mai bun așa? Nu. Eu sunt mulțumit după pământul care l-am la ora actuală. Sunt mulțumit pentru ce iau după el. Nu este rentabil, pentru că nu ai cu ce să-l muncești, n-ai bani pentru așa ceva. Nu avem bani pentru așa ceva. Dar totuși dumneavoastră îl aveți așa, o porțiune sau un hectar, două, nu știu exact cât aveți aici, dar l-aveți și îl munciți în particular. Și îl munciți în particular, da. Îl munciți în particular. Aveți așa, cum să spun, în ceea ce băgați, investiți în el, scoateți pe măsură? Sau? Dacă e un an bun, scoatem. Dacă nu e un an bun, nu scoatem. V-ați gândit să-l dați în arendă? Ne-am gândit, da, am zis cât mai putem să-l mai ținem. În privința vânzării lui? Nu. Nu sunteți nu, de... Nu. Că avem și noi o fetiță și așa cum ne-a rămas nouă de la părinții noștri, așa vrem și noi să rămâne la copiii noștri. Am înțeles. Da. Deci, da, dumneavoastră, o porțiune, să înțeleg, care o aveți aici de pământ, o munciți personal. O cu toate personal, că spuneți că nu e rentabil. Nu e rentabil, am luat, uite, un motosapă din asta și cu ea muncim 5 hectare de pământ. Cu ea. Ne descurcăm pentru că are consum mic de
de benzină. Dacă era, ne omoară aratul, ne omoară semănatul, ne omoară discuitul. Ia să vezi, când a venit trei aratul acum, ce om face? Ați avut până acum dat în arendă pământ sau la asociații? Nu ați avut niciodată. N-am avut, dar noi personal, bunicul a fost chiabur și în timpul chiaburiei ne-a confiscat 15 pogoane de pământ la decretul 115, cum era atunci, și-l avem în arendă la domnul inginer Goană, la Gogoșaș. Ne dă 600-700 la hectar, după cum e an. Dacă e un an bun, ne dă 700. Dacă e un an care nu, dumnealui de unde să scoată, ne dă 600. Am fost mulțumiți pe cât ne-a dat, dar se muncește foarte greu. Foarte greu să muncește, dar atât crește noi o pasăre, creștem un porc. Bună, prima întrebare. Nu vă spărați, dețineți teren agricol? Da. Și cum îl aveți? În arendă, la asociație, îl munciți dumneavoastră personal? Noi. E mai la distanță, vedem și îl muncim. Este mai rentabil așa? Pentru noi, dacă nu avem teren prea mult. În cazul în care ați fi avut teren mai teren mult, mai ar mult, fi dat în arendă sau... Ar fi fost avantajos arenda la multe hectare? Eu, de exemplu, dacă știu învățat ca să muncesc exact bucățica pe care o am, este foarte rentabilă pentru mine. Așa, în ziua de astăzi, vă descurcați cu utilaje, cu... sau... Nu. Numai muncă manuală. Munca manuală. Da. Și la sfârșit, în toamnă sau când se culege producția respectivă, sunteți mulțumiți față de ceea ce ați investit în locul respectiv? Da, pentru noi familia care este, da. Nu suntem familie mare. V-ați gândit vreodată să vindeți pământul care îl aveți? Da, ar fi păcat. De vândut e ușor, de cumpărat e mai greu. Cum aveți pământul? În arendă sau în particular? Nu, ăsta e particular, pe lângă sat, cum să spun. Și nu e greu? Nu e greu să-l munciți e așa greu, cu sapa? Ce să fac? Cu ce să-l muncesc? L-am pus cu plugul, cu tractor și l-am prășit cu calul și acum îi dau și-o mai pe rând, așa. V-ați gândit vreodată să-l dați în arendă sau să-l vindeți? Păi ce avem restul, avem în asociație. Pe lângă ăsta care îl munciți dumneavoastră, mai aveți și dat? Da, avem în asociație, zis cum a fost colectivul și acum să spune asociație. Și așa sunteți mulțumite de asociație, de la ce vă dă la sfârșit de an? Cât a vrut, atâta ne-a dat. 300 de kg ne-a dat nou. Și de pe ăsta care îl munciți dumneavoastră personal, scoateți ceea ce investiți? Cât dă Dumnezeu proiecte să faci. Nu v-ați gândit niciodată să-l vindeți? Să, cu banii să faceți altceva? Sau ce să facem? Ce mai facem? Nu mai facem, că suntem bătrâni. Sau eventual să-l dați în arendă, că și acolo e tot al dumneavoastră, dar vă dă niște bănuți pe... Cum mă arendă? Îl dai să-l muncească altul. Și vă dă bani. Contra o sumă de bani. Și cât să dă? Asta în raport de pământul pe care l-aveți dumneavoastră. Da, da, aici nu se bagă, că e numai jumătăți, sferturi. Se bagă așa, la pogon, la hectar. Nu se bagă nimeni așa, și la peitice. Dumneavoastră spuneți că sunteți mulțumită de... bucățica asta pe care o munciți dumneavoastră. Cât dă Dumnezeu de să face, cât pentru jurul casei. Nu dă vânzare, nu dă asta e. Pământ agricol? Mai dețineți? Da. Și adică pământul nostru. Terenul agricol, terenul ăsta, da. Aveți. Da. Și cum anume îl munciți? În particular, la asociație, în arendă? La asociație. La asociație. Sunteți mulțumită față de ce vă dă asociația? Suntem. Da. V-ați gândit vreodată să-l dați în arendă sau să-l vindeți? Nu. Nu credeți că e mai rentabil așa? Da. Nu ne-am gândit să-l dăm. Dumneavoastră, doamna, aveți, dețineți pământ în teren? Avem puțin. Și îl munciți în particular? Da, sau? Și e și dat o parte din... Asociație sau arendă? Nu, în arendă. Cum credeți că e mai bine ca omul să-l muncească în particular, să-l dea la asociație, să-l dea în arendă sau să-l vândă? O părere cred așa personală. Ar fi mai... Da, dacă n-are cu ce să-l mai muncească și... Așa în zonă
estimativ, oamenii îl țin în particular sau l-au dat către asociația rende? Mai mulți l-au dat. Da, mai mulți l-au dat. Vânzare sau arendă? Nu, așa, arendă, arendă, da. Că nu mai e brațe de muncă. Să înțeleg că lumea e mai mulțumită pentru ceea ce primește în schimbul dării în arendă. Da, 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 da. Nu mai este rentabil să-l muncească. Salvează viața. Dacă nu era motocultorul ăsta, era bai de viață. Am observat că în unele zone încă se lucrează cu vechiul plug și cu măgărușul. Păi avem noi la Vieru, soțul din Slobozia și eu de la Vieru. Avem casă și la Vieru și aici. Acolo avem porci, păsări, aici